nou. Iată că și multe semne de întrebare se arăta din partea celor care nu cred această clar și acest nuclear. Privitorul la cetatea din loc, Domnul Dumnezeu va face un semn, Ragado Simene Gladia, să înțeleagă tot și să cunoască că glasul celui preanalt vorbește și în vremea aceasta. Siper Canae, se va face o cercetare și o analiză în graba mea. Voi trece prin cetate de la un capăt la celălalt, unde voi găsi apropiere după cuvântul meu și recunoștință în sfințenie și în ascultare de mine, zice Domnul, iată ploaia va lăsa strop sfinți care va uda planta la rădăcini, unde va găsi neprihănirea, pregată șamania și ascultarea, vei fi îmbrăcat cu putere și biruinții. Iar unde va locui neascultarea și îndoiala de cuvântul meu, zice Domnul, iată voi lăsa un semn, va fi plâns, nemulțumire și vor zice mulți. De ce? Pentru că și iată iubesc sufletul tău și ușa se va închide. Răgat-o șamania și-a rodozien. Aceasta este timpul și ceasul la care te sfătuiesc. Sileaște-te, dar zice Domnul, apropii-te în ascultare și în smerenie. Jalat-o canai în stăruință sfântă. Intră în zile deosebite în fața Domnului. Că cel își va arăta durarea și mila. Iisus e Domnul la mine.